cine m-a întrebat, părinți parochi, dragi cadre, dragi elevi, dragi cetățeni din Comunei Ion Creanga. Bine ați venit la Zilele Comunei Ion Creanga, la simpozionul 100 de ani de la Marea Uniri. În cadrul Zilele Comunei Ion Creanga, noi am avut trei activități. În prima zi, din alțarea Sfântului Iisus, ziua Marelui Eroi de Românie. Am fost potrivit prin depunerea primului coroane la fiecare monument al eroilor din Comunei Ion Creanga din cele cinci sate. La a doua zi, astăzi, sâmbătă, 19 mai, să pătărim printr-un simpozion închinat Marii Uniri. La primul punct din ordine de zi, avem importanța și contextul în care s-au realizat Marea Uniri din 1980, prezentată de doamna profesor Focuț Valdea. La punctul 2, implicarea bisericii în realizarea Marii Uniri din 1918. La punctul 3, dezvoltarea învățământului din 1918 până în prezent, în Comuna Ion Creanga, prezentată de doamna profesor Tamaș, ană directorul școlii. La punctul 4, istoria dezvoltării religiilor în Comuna Ion Creanga din 1918 până în prezent, prezentată de preotul Vâna Pinaiel. Și la punctul 5, istoria dezvoltării Comunei Ion Creanga din 1918 și până în prezent. Dorim și încercăm că aceste expuneri să strângem toate aceste materiale într-o broșură, și să prezentăm fiecare cetățean de Comunei Ion Creanga, mai bine de fiecare familie, pentru a ne păstra, a ne cunoaște tradițiile și istoria atât a țării românești, cât și a Comunei Ion Creanga. În final, vom mâna diplomul de cetățean de onoare, veteranul de război în viață, văzutul veteranul de război și profesorul pensionar din Comunei Ion Creanga. Pentru început, invit la microfon pe doamna profesoară Maria Claudia Focuț, când a prezentat materialul Importanța al proiectului iar țării Marii Uniri de 1918. Masarabia, pe 27 martie 1918, cu copii
mulțumim, doamne profesoare, și toate părinții de care nu suntem prezent în tema care a văzut o profundere care nu mai legătură de la Monsenitorului Călas. Distinse domnule primar al comunei noastre Ion Creanga, distinsă doamnă director a școlii gimnaziale Ion Creanga, distinși domnilor profesori, învățători, dragilor elevi, preacucernici frați într-un Hristos, părinte Buda Paroc al parohiei Ion Creanga, părinte Mitică Michiu, răsujitor frați ai noștri, distinse domnule deputat Răzdan, distinse domnule deputat Rotaru Alexandru, dragă jurnalistă Cristiana Borda și prietena fratelui nostru, distinși invitați ai comunei, ai județului, ai satului și ai eparhiei noastre, dragile, Hristos s-a înălțat! Patriarhia Română a decretat anul acesta, 2018, ca fiind anul omageal al unității de credință și de an și anul comemorării evenimentelor istorice ale Marii Uniri de la 1918. Trebuie înțeles cu un aspect fundamental din viața noastră a poporului român și anume că nimic nu s-a putut face pentru unirea cea mare de la 1918, fără implicarea directă a Bisericii Ortodoxe Române și nu numai. Nu trebuie să uităm transilvane Biserica Greco-Catolică, cea care, de asemenea, ca și Biserica Ortodoxă Română, au pirat neamul generații de arii pentru unitatea noastră cea mare. Părintele istoriei românilor Nicolae Iorga are o afirmație fundamentală în acest sens, afirmând că un popor care nu-și cunoaște istorie este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Un copil orfan, un copil dezvărat de iubire, de dragoste și de naționalism. Așa îl numea Sirunii, ucenicul lui de origine armeană, venit și refugiat la Iași. Sub această egidă a evenimentelor acestui an comemorativ, anul 2018 nu face altceva decât să aducă în sufletele și în inima noastră comemorarea, dorința și doleanța mulțumirii noastre celor care astăzi respirăm viu, liber și frumos aer în României, al românismului nostru binecuvântat, pentru că fără jertfa înaintașilor noștri, astăzi nu ar fi fost niciunul dintre noi aici. De aceea, conferința noastră de astăzi începe sub dictonul Eroii au murit, trăiască eroii români. Desigur, este necesară o scurtă istorie. Ne dorim să completez ceea ce distinsa doamnă profesor și colega noastră a prezentat atât de frumos istoric, cronologic, evenimentele ce au ajuns în punctul culminant al anului 1918. Desigur că cele trei provincii românești, Moldova, Transilvania și țările române, au fost identitatea, sufletul, patriotismul și dragostea noastră creștinească. Toți cei din aceste ținuturi au vorbit aceeași limbă, au avut aceeași origine dacă romană, au simțit dragostea față de Hristos și au dorit unitatea în adevăr, în cuget și în simțire cu patria mare. Nu trebuie desigur uitat, așa cum și colega noastră, doamna profesor, spunea, fundamentul sau geneza Marii Uniri pornește de la 1600 cu vreticul de pomire voievod Ban al Craiovei Mihai Viteazul, cel care a lăsat prin martirul său, știm prea bine în istorie, trupul lui a stat pe câmpul de bătălie timp de 3 zile decapitat, fără ca nimeni să-l bage în seamă. Nu întâmplător, anul acesta, în 2018, a fost găsit și descumat. Nu putem să privim decât ca România Divină a pus amprenta asupra ideologiei noastre naționale prin găsirea răpășiților pământești a Marii Voievod Mihai Viteazul. Mergând mai departe cronologic, nu trebuie să uităm jertfa țăranilor de la 1784, care, cu oblăduirea și cu îngrășita dragoste a celor trei martiri, Horea, Cloșca și Crișan, s-au adunat, s-au răsculat și au spus toți la unison, unirea noastră trebuie să fie în cuget, în adevăr, în dragoste și în simțire. Desigur că și ei, așa cum prea bine știm, Horea și Cloșca, martirizați în fața actualei cetăți, Albei Iulia, în fața catedralei de întregerii neamului de la Alba Iulia,
cărată cei doi, pentru că al treilea nu a rezistat sufereri fizice și s-a sinucis în închisoare. Martirul lor nu a fost uitat, pentru că dragostea nu ține o preliști. Sentimentul poporului român de unitate nu poate ține de o barieră a Carpaților, de o barieră ideologică, de o barieră a durerii fizice. Sentimentul este impregnat în bugetul nostru al poporului român de acum 2000 de ani, pentru că și creștinarea Sfântului Apostol Andrei, ucenic direct al Mântuitorului Hristos. Mergând mai departe, evident, și evenimentele istorice de 1821, cu Sfântul Vladimirescu, au cununat și au reacționat flacăra și dorința românilor de pretutindeni. Încununarea și pregătirea poporului român, fără dar și poate, s-a întâmplat în pașii și 1848, când poporul a fost mai pregătit ca nici când altcândva în istoria lui. Dorința și doleanța ca fiecare dintre cei care simțeau cruce în suflet, prin toate lucrurile care erau puse la îndemânul lor, adică cugetul, cuvântul, credința de același neam, au făcut ca Marea Unire să fie doar o chestiune de timp. Să nu uităm că tinta bisericii noastre strămoșești a ținut loc de prima școală a alfabetizării acestui popor. Cărțile de cult, primele tipărite pentru întreg teritoriul actual în România Mare, au fost făcute tipărite sub binecuvântarea și păzirea bisericii. Buchisirea pe cărțile de cult nu a reprezentat altceva decât scoaterea la lumină și alfabetizarea poporului român pentru a înțelege că prin cultură te unești și ești mai aproape de Hristos. Unitatea liturgică strămoșească a poporului român nu a făcut altceva decât să rupă orice barieră a lanțului carpatic, ce a despărțit moldovenii de transilvaneni. Cultul nostru creștin ortodox, limba unificată a cultului, din punct de vedere al istoricilor, începând cu secolul al XVI-lea, nu a făcut altceva decât să fie principala modalitate de unire. De ce? Pentru că trebuie reamintit cei care au făcut acest lucru prin intermediul tipatului, îl amintim pe diaconul Doreț, născut în Târgoviște, cel care însuflețit prin vorbă și prin faptul, prin grai, prin duh și adevăr, a fost la dispoziție toate cărțile de cult tipărite în limba română. El spunea cu durere în suflet că suntem singurul popor care citim în altă limbă decât în limba noastră națională. De aceea, doleanța a fost ca orice român să citească limba sa cea sfântă și cea strămoșească. Mergând mai departe, amintim ca Zanii lui Bailan, 1643, ca să ofere identității culturale românești, ne uitând pe mitropolitul cărturar de la 1679-1803 al Moldovei, versificatorul Saltirii. Vedem că secolele de rândul, circulația cărților traduse în limba română cărților de cult, nu a ținut această opreciște pe care teritoriul ținea îngrădită, ci a fost lucrul extraordinar. A dat frâu liber bugetului în simțire. Victor Hugo spunea că omul este dat să-și deschidă aripile, nu să poartă lanțul. Înlățuirea fizică niciodată nu a putut să țină captiv și sufletul și iubirea unora față.
cât și ca infirmieri. Vedem implicarea Bisericii Ortodoxe Române prin articolul 277 din 1918, când se cere pe trecul prin Patriarhiei Române a se face un memoriu privind viețile preoților morți pe câmpul de bătălie. Și avem un document, un raport care arată în modul următor. Între anul 1916 și 1918, 250 de preoți au participat ca duhovnici, oficianții serviciilor religioase, infirmieri, luptători, pe tot prețul frontului românesc. Peste 200 de călugări și maici au fost școlarizați pentru a fi infirmieri și a ajuta bolnavi și răniți. În Transilvania, peste 150 de preoți au fost închiși în istoriile din Bulgaria de vest la Șopron, peste 200 de preoți au fost omorâți. Jertfa bisericii noastre strămoșești îl culmează și este încununată prin faptul că avem mână în mână cu toată doleanța poporului român. A suferit în tandem cu poporul român, au respirat împreună, au crescut împreună, au luptat împreună, dar mai de toate au învins împreună. Este relevant faptul că la 1 decembrie 1918, pe platoul Ipore din Alba Iulia, sau pe Câmpia, așa cum era denumită acolo, platoul din fața Catedralei Episcopale, dintre toți cei adunați, 1228 de delegați oficiali în adunarea națională constituantă, au fost 5 episcopi, 4 vicari și 129 de conducători ai Bisericii noastre strămoșești, care au cuvântat și au vorbit în față la peste 100.000 de oameni, așa cum spune Scriptura, în afară de femei și de copii. Slujba prima dimineții a fost evident unirea cu Hristos, Sfânta și Dumnezeu Liturghie, urmată de slujba de Deului, la care primul patriarh al Bisericii Române, episcopul Miron Cristea de atunci al Caransebeșului, va citi o rugăciune care va însupleți tot poporul român în toată istoria lui seculară. Și sună în modul următor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu ești Părintele nostru, Tu ai văzut strântorarea părinților noștri și ai rostit strigătul glasului lor. Căci te făcuseră ei ca floarea frumos și pleca spre pulberea sufletul lor și trupul lor lipit de pământ. Iar acum, mântuirea-i trimis nouă și toate marginile pământului văd mântuirea Dumnezeului nostru. Eroii noștri au murit ca noi astăzi să fim nimeni. Trăiască eroii români! Se bucură astăzi sufletul nostru
pentru că suntem împreună, pentru că ne încărcăm cu atâtea noi informații legate de aceste locuri atât dragi nouă, iar mâine nu bat până în spate stația, e obosită, e bătrână ca mine. Deci ascultați sau plecați afară ăștia meditei. Da. Deci mâine 20 mai ne vom reseli împreună, luni parte la un mare spectacol pentru toate gusturile și vârstele, organizat în parcul comunei prin truda și prin grija primăriei. Simpozionul acesta, la care luăm parte, prin modestele materiale pregătite de fiecare vorbitor, caută să sublinieze anumite aspecte legate de viața satului. Economic, administrativ, religios, învățământ, pentru că veșnicia s-a născut la sat și ne place nouă să credem acest lucru. Cu îngăduința fraților voastre, aș dori doar în câteva idei scurte să mă refer la viața religioasă de pe aceste ținuturi binecuvântate de Dumnezeu, din cele mai vechi timpuri până în actualitate. Localitatea Ion Creanga, fost Brătești, din Ținutul Romanului, a avut o vârstă destul de considerabilă în viața religioasă a începutul de atunci. Din vechile documente păstrate cu sfințire la Mănăstirea Secul din județul Neamț, din monografia Comunii Ion Creanga, alcătuită de domnul profesor Antonie Mihai cu atâta migană, trudă, dar și cu multă pasiune, mi se descoperă adevărul că vechiul schid predicat de aceste locuri cu hramul Fedea Casului Ioan Botezătorul, sărbătoare în calendarul nostru creștin ortodox la 29 august, a fost ctitoria călugului Nestor Praniște Femelii, fiul Marie, tatălui nostru Nestor Ureche, care a fost căsătorită cu băierul Constantin Batiște. Acesta s-a călugărit cu numele de Nicodim la Mănăstirea Secul, în 1664, în vremea metropolitană, iar în anul 1663 a închinat acest tip mănăstire cu toată moșia sa și cu toată averea sa. Unul din slujitorii acestui schit era marele evreu, pictor de icoane, școlit la Nipon Udrea Prunșanul, a zestat biserica de Brătești cu o icoană de aur, luată mai târziu și dusă la Mănăstirea Secul. Viața monahală a continuat în liniște și rugăciune, până în vremea lui Coza, când urma secularizării schitului, se transformă în biserică de mir, încercând să mai depindă de Mănăstirea Mamă. Despre situația acestui schit, Părintele Macarie Ciolan, în lucrarea Mănăstirea Secul, publicată în 1907, scrie următoare, citez: anul 1863 a fost binevenit pentru că se face trecerea folosul statului acestei averi ale mănăstirilor. Domnul Alexandru Ioan Cuza, prin legea secularizării, va reduce puterea de stăpânire a mănăstirilor peste vechile domenii. Mănăstirea Secul, ca și la alte mănăstiri, va cunoaște perioada de întărire în sens duhovnicesc și cultural și mai puțin în cel material. Într-un anual editat în 1909 se precizează că în parohia Brătești, comuna Brăteanu, actualul Ion Creanga, era preot slujitor Gheorghe Vasile, născut în 1926, absolvent de seminar interior. El fusese numit aici la 1 iunie 1881 și avea și filia de satul Izvor. Această parohie număra 612 familii, iar bisericuța de lemn a fost ridicată în perioada 1802-1805. Tot în pace manografiei comune aflăm că în lucrarea clasului de evlavie, stăvule din 2005, autor din atimantitul Dionisie Hudiștearu, se menționează următoare, citesc: Nicolae Mănahul a dăruit mănăstirii Secul cu partea sa de averii satului Brătești din Ținutul Romanului pentru sufletul mamei sale. Din 1930 până în 1935, sub directa îndrumare și puterea de grijă a propriului paroh Pascal Vasile, s-a ridicat actuala biserică prin truda și prin cheltuielile eroriașului în aceste parohii. Lista cu preoți care au slujit în această biserică este următoare: 1947, 1971, părinte Ali Dumitru Trecula Domnul,
1996, părinte, Cerleam Constantin, ca scăla București, 1994, până la astăzi, subsemnatul, și din 2010, avem pe părintele Mitică prezent aici cu noi. Fiecare preot din cei menționați a căutat să păstreze fie flaga la credințe, moșenie la înaintași. Cu vorbă bună și înțelepciune, având în prezent în lucrare de însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, au reușit să păstreze curate și nealterate credința noastră ortodoxă de aceste mireacuri. Puteți spune cu mâna pe inimă că din cele 580 de familii pe care numără parochia noastră la ora actuală, doar două persoane au adunat la altă credință, cultul adventist de ziua 7 și participă la Roma la casa de rugăciune. Biserica noastră parochială este o construcție clasică, stil moldovenesc, 15 metri lungime, o grăsime, cu timpul ea a primit multe îmbunătățiri. Fiecare preot căutăm să o îngrijească cu mare grijă și atenție casa lui Dumnezeu. În perioada activității noastre, având lângă mine energia tânără a părintelui Mitică, am căutat să aducem un nou suflu atât în biserică, dar și în viața credincioșilor. În toți acești ani, avându-i alături de gloriași, contribuția lor și ajutorul deosebit primit din partea autorităților locale, au reușit să avem o biserică primitoare, elegantă, plăcută, în care te simți bine când participi la diferite activități sociale. Lucrările executate au fost de profunzime și de durată. Ignorăm câteva refacea acoperișilor, pictură frescă, roconiță, casă plăsticare, pentru încercare, cu bătălie cu tot necesarul, cartel mortoare și așa mai departe. Trebuie menționat faptul că am două pagini, că parohia noastră, cu direct binecuvântare, dar și împlinirea și împlinire din care am avea sus un părinț Ioachim și cu ajutorul material imens primit din partea primăriei, a consilierului local și a fost primar și cu deosebit, au început să derulăm un proiect închinat Sfinte Cruci. Este vorba despre cele 14 proiecte dedicate pe dealul care murge la satul Muncel, proiecte care au fost ținite pe 3 aprilie 2016 pentru o atmosferă deosebită prin participarea lui Sătător care episcopiei noastre în altă sunt Sfântul Ioachim, încoșcat de peste 80 de preoți din zona Romului, de călugă și călugăriți și foarte mulți minoriași și credincioși. Tot din acest proiect face parte și bisericuța din Zem, care se înaltă încet, dar sigur, tot pe acest deal, unde se mărturisește că în urmă cu foarte mult timp ar fi existat un schid închinat Sfântul era Nicolae. Cheltuielile pentru care acestei construcții au fost acoperite în cea mai mare parte de primăria comunii, prin bunăvoința domnilor consilieri și a domnului primar. Avem garanția că aceste lucrări, cele 14 voce și biserica de lemn și crucea mare dedicată de acestea, vor schimba în bine atât viața spirituală cât și imaginea acestor locuri. Ultima pagină, încă 5 minute de răgaz. Dacă pașii de poartă astăzi, prin satul Ion Creanga, nu putem să ne observăm noile schimbări în bine de la drumurile asfaltate, case noi, primărie nouă, case de cultură, școli, program de apă, canal, viitoarea acordare la căpătura de gaz, descoperim o localitate vie cu oameni respectoși și credincioși, cu copii frumoși, atenți la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Suflul civilizației pune stăpâni în centru cu centru și pe aceste locuri încărcate de istorie și de evlavie și de binecuvântare. Aici se vede că omul sfințește locuri încărcate în domeniul. Fie ca bun Dumnezeu să binecuvânteze cu bunătatea sa această așezare seculară, cu toată zisca spirituală, dar și cea umană. Vă mulțumesc! Despre istoria școlilor din comuna Ion Creanga.
în viața de familie, în viața publică, în care are să intre într-o zi omul și unde el trebuie să se înarmeze cu învățătură, cu noțiunile dreptului și ale mediului, spre a susține bărbătește adevăroasa lumea vieții și a deveni un membru folositor al comunității. Afirma Carol I într-un discurs din 1876 la premierea elevilor școlilor secundare. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, învățământul era obligatoriu doar în câteva state europene și în două state din SUA. Obligativitatea învățământului a fost proclamată în Italia în 1859, dar s-a reușit realizarea ei doar în 1877. În Franța a fost introdus obligativitatea învățământului prin legea din 1882. Anglia are o astfel de lege în 1870, Elveția în 1874, Bulgaria în 1879, Serbia în 1882 și Ungaria în 1868. Învățământul primar obligatoriu și gratuit a fost introdus în România prin legea instrucțiunii publice din 1864, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Această lege a fost elaborată în urma unor studii asupra instituțiunii publice în unele din statele cele mai însemnate ale Europei, din dorința de a adapta sistemele pedagogice din apus la situațiunea din România. Legea lui Cuza reorganiza învățământul în toate gradele, dar crea și instituții de cercetare științifică necesare progresului economic al țării. Prin această lege, învățământul devine unitar în întreaga țară, stabilindu-se anii de studiu, primar de 4 ani, obligatoriu și gratuit, secundar de 7 ani și universitar de 3 ani. Legea proclama că instituția primară este gratuită și obligatorie, dar această prevedere n-a putut fi transpusă mai multă vreme în practică. Se extindea învățământul secundar prin înființarea de gimnazii în orașele importante, iar numărul acestora, adică al școlilor secundare și al școlilor normale de învățători, a crescut mult. După cum bine știți, Comuna Ion Creanga este vechi ținut al Brădeștilor și Avereștilor și are în componență localitățile Ion Creanga, Averești, Stejarul, Izvor, Decea și Cuncerul. Satul Ion Creanga este atestat pentru prima dată în timpul lui Ștefan cel Mare, pe 14 octombrie 1473, într-un document emis la Suceava, într-o chestiune de judecată, sub denumirea de Brătești. În 1908, prim-ministrul Ionel Brădeanu împrăteterește pe țărani cu lotul de 1-3 hectare, iar satul își schimbă numele din Brătești în Brădeanu. După al doilea război mondial, se schimbă din nou numele din Brădeanu în Ion Creanga. Școala din satul Brătești a funcționat mai întâi în chiliile călugărilor, iar în satul Brădeanu, în casele unor familii. Școala veche din Ion Creanga datează din anul 1865. În anul 1870, pe terenul schirtului de călugări, s-a construit un corp de școală cu două săli de clasă, iar în anul 1912, pe un teren propriu, a fost construit un local de școală cu patru săli de clasă și cancelarie, cu o casă de locuit pentru director. Mai târziu s-a construit un nou corp de școală, astfel, în anul 1955, din descrierea domnului învățător argeșanu Ion, în Comuna Ion Creanga erau două școli. Una pe vale cu clasele 1-7 și una pe deal cu clasele 1-4, la care se preda și simultan. Școala din vale era formată din două corpuri de clădire, A și B, situate una peste drum de cealaltă. Clădirea principală, datată de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza, era situată la nord de biserica satului. Corpul B avea două săli de clasă și o mică cancelarie, clădirea fiind mai nouă, mai încăpătoare, cu ferestre mari, fiind învelită cu tablă galvanizată. Elevii făceau practică în cele două grădini de legume ale școlii. Școala cu clasele 5-7 școlariza copii din satele Averești de Sus, Averești de Jos, Stejar, Izvor, Recea, Cer, Părușești, Vesteacă și Chiriu. Cu toate acestea, efectivele de elevi în clasă erau de 20-30. Pe perioada iernii, prin contribuția părinților cu alimente și bani, se organiza internat cu masă și cazare. Școala nouă a fost construită în anul 1961 și avea 5 săli de clasă. În 1969, la aceasta, s-au mai adăugat 3 săli, iar între anii 2006-2008, întreaga clădire a fost reabilitată prin un program finanțat de Banca Mondială.
chiar la subsol, o sală de sport care a fost dedicată activităților sportive. Între anii 2004-2007, din fondurile proprii ale Comunei Ion Creanga, s-a construit o sală de sport cu suprafață de 465 de metri pătrați. Cel mai nou cor de clădire, cu 5 săli de clasă, a fost construit între anii 2007-2009, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Neamț și al Ministerului Educației Naționale. Primele profesoare licențiate, repartizate la școala Ion Creanga, începând cu 1 septembrie 1963, au fost doamna Dănăilă Maria și doamna Antonia Ciubiro Olga. Până la venirea acestora, cadrele de profesori erau ocupate de învățături absolvente școlilor pedagogice și de suplinitori care terminase în diferite licee. La conducerea școlii din statul Ion Creanga au fost următorii direct. Doamna profesor de matematică, Michelena, care, începând cu anul 2012, devine director al tuturor școlilor din Comuna Ion Creanga. Domnul profesor de fizică și chimie, Cușpă Neculat, domnul profesor de istorie, Ținta Alexandru, doamna profesor Tuguliar Cioceta, domnul profesor de biologie, Ghiuță Teodor, domnul profesor de limba română, Lupușorul Ioan, domnul profesor de matematică, Cepreagă Iorcu, domnul profesor de matematică, Topan Vasile și domnul profesor de limba română, Caracenschi. Satul Averești este o așezare de răzești atestată pentru prima oară documentar prin curicul domnesc din 17 aprilie 1576, dat de pentru vodă, în care se precizează că Ștefan cel Mare a fost preferit ca răzești pe stolnicul Coancea Averescu și este așezat în partea de nord-est a Comunei Ion Creanga, pe terasa pădurii Averești. Școala din Averești s-a înființat în anul 1864 și a funcționat prima dată într-o casă particulară, având ca prim învățător pe Enache Constantin. Un corp al școlii a fost construit în anul 1910, iar în anul 1965 s-a dat în funcțiune un corp de clădire electrificat, 4 săli de clasă, spații vase și un laborator de biologie. În anul 1994 s-a construit localul pentru grădiniță. În anul 2005, școala cu clasele 1 stejarul și școala cu clasele 1-4 izvor devin structuri ale școlii din Averești. În anul 1867 era înscris un număr de 66 de elevi în clasele primare, în 1961 156 de elevi, iar în anul școlar 2007-2008 existau 117 elevi, atât în învățământul primar cât și în cel gimnazial. Numărul scăzut al populației școlare face ca Avereștiul să devină structură a școlii Ion Creanga. La conducerea școlii din Averești au fost directorii: doamna profesor de educație fizică, Cenușa Maria, doamna profesor de biologie, Diacon Elena, domnul profesor de matematică, Mihalache Grigore, domnul profesor de geografie, Trifan Vasile, domnul învățător, Tansanu Nebular, domnul profesor de limba română, Diacon Alexandru, doamna învățătoare Cușă Lidia, domnul învățător, Radu Ioan. Satul Izvor este un sat de țărani lăcaș, aflat în strânsă legătură cu satul Averești, care a făcut parte din moșia lui Ioan cel Averescu. Pentru că erau multe izvoare care, prin colectarea formată o singură albie, s-a numit Izvor. Școala a început să funcționeze cu 1 noiembrie 1916 în locuința lui Ion Sultan, care a cedat-o gratuit pentru un an. Casa avea o lindă ce servea drept cancelarie și o cameră mare, sala de clasă. În august 1924 s-a început construcția școlii Izvor, iar în 15 noiembrie 1925 a fost dată în folosință sala de clasă. În 1926 odăile de locuință ale directorului și antrenor, iar în 1931 o bucătărie de vară. Aceste informații se regăsesc în lucrarea manuscris cu caracter monografic a familiei învățătorilor Toia. Învățătorul Constantin Toia a făcut demersurile necesare pentru înființarea școlii Izvor, drept pentru care a fost decorat cu răsplata muncii pentru construcțiuni școlare clasa 2. Școala a funcționat pentru o lungă perioadă de timp în regim simultan, la început sub conducerea domnului învățător Toma Gheorghe, apoi ca structura școlii Ion Creanga. Satul Stejarul, Golan sau Averești de Jos, este situat pe Valea Leordea, Rădeasca și a Stejarului Stejarul. Denumirea de Stejarul o poartă
din 1864, după pădurea deslejat din jurul satului, înainte fiind numit Averești de Jos, cu porecla Colar. Registrările de inspecție de la școala Stejadu datează din 1963, însă corpul A al școlii a fost construit în anul 1910. O brigadă de control nota în anul 1980 următoare. Spațiul de școlarizare este suficient, atât în prezent cât și în perspectivă. Este repartizat în trei clădiri, așezate la o distanță de 150 de metri. În 1976, grădinița funcționa în două sări de clasă, în localul școlii vechi. La Stejaru au existat clase de sine stătătoare pentru învățământul primar și gimnazial, apoi, datorită numărului redus de elevi, s-au înființat clase primare, în regim simultan, iar în anul 2005, școala cu clasele 4 în zbor devine structură a școlii din Averești. La conducerea școlii din Stejaru au fost directori, domnul profesor de matematică, Frărașul Octavian, doamna profesor de biologie, Rusu Cornelia, domnul profesor Roșu Dumitru, Forte Ioan, Costea Vasile, doamna profesoară Moise Otilia, doamna educatoare Chirica Elena, domnul profesor Petrișor Constantin, domnul profesor de limba română Vini Francis, domnul învățător grădinar Constantin și domnul profesor Coșmar Ioan. Satul Rece este situat în sud-vestul comunei Ion Creanga, pe terasa râului Siret. După unele surse, numele satului ar veni de la pământul care străbate satul și se varsă în Siret și s-a format după 1864. La început școala din Recea a funcționat în încălzire a cooperației în două schimburi, dimineața grădinița și clasele 1-4, iar după amiața clasele 5-10. Exista de o clasă de sine stătătoare pe fiecare nivel de învățământ. Începând cu anul 1970, s-a dat în funcțiune clădirea școlii situată în centrul satului, care are 3 săli de clasă la etaj și 2 săli de clasă, parcelare și un birou la parter. Până în anul 2001, când a devenit structura școlii Ion Creanga, școala Recea a fost condusă de următorii directori: doamna profesor de limba română, Ștefănică Rodica, doamna profesor de matematică, Bustu Chiriac Valeria, doamna profesor de biologie, Abate Viorica, domnul profesor Ionescu, domnul profesor de limba română, Bereșcu Gheorghe. Acum, în 2018, la nivelul comunei există o singură școală cu personalitate juridică, școala gimnazială comună Ion Creanga, care are 3 unități de învățământ aruncate: școala gimnazială Averești, școala primară Recea și școala primară Stejar. La învățământul preșcolar funcționează 7 grupe cu 134 de elevi. La învățământul primar, 13 clase cu 270 de elevi, iar la gimnaziu 11 clase cu 187 de elevi. La Ion Creanga, clasele sunt deschise stătătoare. 3 grupe de preșcolar, 8 clase primare și câte 2 clase de 5-8. Pe structuri există câte o grupă de preșcolar, iar clasele primare funcționează în regim de simultan. Datorită numărului redus de copii, la Averești există doar 3 clase gimnaziale. Dacă acum 100 și mai bine de ani, procesul de învățământ se desfășura în condiții anevoioase, astăzi, datorită sprijinului autorităților locale, și a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, putem afirma cu tărie că școala gimnazială Comuna Ion Creanga se ridică la nivelul standardelor actuale, atât în ceea ce privește resursele materiale, cât și cele umane. Procesul instructiv-educativ se desfășoară în condiții optime, grație dotării de care dispune școala și mulțumită bunei pregătiri metodico-științifice a corpului profesoral. Drept dovadă s-au nenumărate rezultate obținute de elevii școlii la diverse concursuri și olimpiade, premii și mențiuni la bază locală și județene, 2 calificări la olimpiade naționale, diplome și trofee la parteneriate cu diverse instituții. Așa cum spune și cadrul lui, școala este o instituție delegată de comunitate să transmită un anumit sistem de valori acceptate, menținând astfel solidaritatea socială și păstrând moștenirea culturală. Mulțumesc frumos pentru atenție! Mulțumesc, doamnă trecută, pentru frumoasă extrem de făcută. Îi mulțumim foarte mult pentru că ajuns în mijlocul nostru, domnul președinte, a fost în viața mea, în ziua la Arsenei. Domnul sunt foarte mult de-a fi pentru astăzi și mulțumim mult după ales să vedeți în continuare, la cuvântul doamnei, de-a fi
este an abort, dar și pentru a ne prezenta istoria Comunei Ion Creanga din 1950. Material.
mulțumim mult doamnei Cristiana Posta și îi rugăm pe domnul președinte a Consiliului Județean Neamț să spună câteva cuvinte. Mulțumesc, doamna primar, preacucernici părinți, domnilor profesori, domnule primar, domnilor parlamentari, distinși invitați. Sunt fericit să fiu astăzi alături de dumneavoastră această minunată zi. Centenarul Marii Uniri este un eveniment extrem de important pentru poporul nostru și tema aleasă astăzi este extrem de inspirată, pentru că biserica și școala au avut un rol definitor în istoria poporului nostru și cred că trebuie să recunoaștem meritele și importanța bisericii și a școlii în istoria noastră națională. Cred că trebuie să ne uităm atent la ce am făcut bine în această sută de ani și ce avem de făcut aici înainte, pentru că suntem un popor mare, suntem un popor vrednic și cred că istoria noastră trebuie să fie una măreață. Vreau să vă felicit că sunteți astăzi aici, vreau să vă mulțumesc, domnule primar, pentru invitație și vreau să vă asigur pe toți de tot sprijinul meu, data mea de președinte al Consiliului Județean și de toată prețuirea mea. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, centenarul reprezintă cea mai importantă rațiune festivă a României moderne. Să celebrăm cum se cuvine, să fim mai buni, mai participativi și să nu uităm jertfa măritașilor noștri, un act scump pe care suntem datori să-l onorăm la tare, dându-n dar mai departe firul și nepoților noștri o Românie mai bună. Centenarul Marii Uniri e un punct de potitură în istoria României și cred că suntem privilegiați să fim contemporani cu marcarea 100 de ani de la împlinirea Marii Ideal Național. Marea Unire a presupus un mare sacrificiu din partea națiunii prin intrarea în 1916 în Marele Război, Primul Război Mondial. Avem obligația să facem cu venit la reverență față de înaintașii noștri, dar în același timp că avem datoria de a privi cu realism la prezent ca să putem proiecta pe cât de putință România în următorului secol. În ce mă privește, văd importanța acestui moment pe toate cele patru paliere, trecut, prezent și viitor. Centenarul înseamnă principii, credință și valori, căci România s-a construit pe valori, principii și mai ales pe credință. De aceea, conducerea primăriei Ion Creanga, prin primar și consiliul local al comunei Ion Creanga, am considerat că marcarea centenarului trebuie să aibă următoare dimensiuni. Una educativă, una a modernizării, una a patrimoniului și una a memoriei instituțiilor avansate. Marea Adunare Națională de la Alba Iulia înscrie o pagină nepăritoare glorie în istoria poporului român, demonstrând viabilitatea și tăinicia sentimentului național. Lanțurile robiei s-au rupt, zărgazurile nedreptății s-au sfârmat, națiunea română privește înainte cu demnitate și cu încredere în viitorul său. Actul Unirii a fost un act firesc și întrunit adeziunea întregii suflări românești, de pe cele două versate ale Carpatului. El demonstrează totodată lumii întregi că legăturile sufletești dintre frați nu pot putea fi rupte de vitregia istoriei. La suprirea pe care guvernele claselor dominante au exercitat asupra fiilor națiunii române, din acest post al Pământului Strămoșesc, nu a făcut altceva decât să autorizeze și mai mult ideea unității naționale a României. Deci cu cât asuprirea era mai mare, cu atât mai dârză era lupta pentru libertate. În suferință se călesc suflet de tare, prin suferință la biruință, spune atât de plastic înțelepciunea poporului nostru, poporului românesc. Jertfele de cel mai bun fii ai neamului românesc aduse pe altarul patriei nu au fost întâmplate. Ele au construit un exemplu de urmat, un îndemn în lupta, căci zorile biruinței vor apărea să aducă răsplata acestor sacrificii pe care națiunea română le-a adus în lupta pentru libertate. Prin proclamarea Unirii Transilvaniei cu România s-a încheiat procesul
sfârșit de statului național român, unirea construită expresie a voii inteligibile a conștiinților noastre vlaci populare, unirea românilor într-un sigur stat în 1918 a fost pregătită cu secolul înainte, pentru că ea înseamnă o străduință firească pentru cei de aceeași origine și aceeași limbă, de pe ambele versate ale Carpaților, să trăiască pe vecie împreună. La mulți ani România! La mulți ani România! În continuare, prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Ion Creanga, s-a hotărât să acordăm titlul de cetățean de onoare celor 10 veterani de război care mai sunt în viață și celor 23 de văduve de război care sunt în viață. De asemenea, s-a hotărât să acordăm titlul de cetățean de onoare celor 15 profesori care o viață întreagă sunt fie ai statului și au activat în Comuna Ion Creanga la școlile din Comuna Ion Creanga. Să încep cu veteranii de război. Puteți vă stați. Nu poate să fie prezent în condiții de sănătate. Daniela Gheorghe nu poate fi prezent în condiții de sănătate. Sabatariu Gheorghe nu poate fi prezent în condiții de sănătate. Timofti Gheorghe nu poate fi prezent tot din motive de sănătate. Socul toate nu poate fi prezent din motive de sănătate. Vieru Vasile nu poate fi prezent din condiții de sănătate. Vânceanu Constantin nu poate fi prezent din condiții de sănătate. Buci Ioan nu poate fi prezent din condiții din cauza sănătății. Osoi Vasile. Multă sănătate!
Doamna profesor Pichiț Elena, profesor de matematică, a lucrat prim de 38 de ani în cadrul școlii spațiale Ion Creanga, de 5 ani de lecție coordonator al școlii de universitate, și pe care a început modernitatea cu școlii de universitate, a fost dintr-o școală nouă, o sală de sport, profesor cu demă și educație deosebită, cu demă la avem deosebit față de școală, elevi, colegi și profesori aia. S-a mutat permanent pentru ridicarea prestigiului școlii, aducând școala și spațială din Comuna Ion Creanga, Vasile, nu este prezent.
Comunei de Statul Grecia. Din statul Izvor, doamna Cheria Maria învățătoare, a lucrat timp de 27 de ani învățătoare la școală de statul Izvor, oricând cu competență generație de adânturi de ele, a condus și a format ansamblu de dansă populară de Sejăriu, în care a participat la concursuri interne și internaționale, făcând cinste Comunei Ion Creanga. Nu poate fi prezent. Doamna Toma Viorica, tot învățătoare, împreună cu soțul Toma Gheorghe, a lucrat timp de 29 de ani învățător la școala de statului Izvor, formând generații de elevi foarte bune, dând dovadă de un nivel de mai departe față de profesori de dată.